kilometri până la Gina se trăiesc cu sufletul la gură și cu gândul la amuletă. Doar primele două ajunse pot spera la așa ceva. Poate pe străduțe sau ceva. Look, the flag. Flag. Red flag in the front. Over there. Red. This is the flag. So they will not fall kilometers. So. Thank you. That's it, sir. And this is Gina, our presenter. She's waiting for us. Okay, let's wait to come down. Dacă mai ești aici o misiune, nu mai pot, Bogdane. Nu mai pot. That's the flag. Yes. Ah, you see the flag. Yes. That's the place. Yes, yes! Doresc din suflet să fim primii acolo și să jucăm a 10-a amuletă. Stop. Thank you so much. Thank you. Noi avem doar 3 amulete în echipă și ne dorim să plecăm de la Sea Express cu 4 amulete, dacă se poate, ca să putem împărți, logic, 3 și 1. Bună, Gina! Mai aveți vopsea? Să zici mersi că am lăsat vopsea în urmă cât galbene te făceam ca o păpădie. Eu mai pot, Gina, nu mă las! Până în finală să câștig! Uite, așa o să fug pe ultimul drum la tine și o să fiu campion! Bine ați venit, dragii mei, ce faceți? Bine! Vă stă foarte bine, da, și cred că a fost și distractiv. Uite-l pe oase, ce frumușel este! Altceva. Dar știi că nu mai este, că ne-am spălat și nu este deci galbenjala. Deci m-am spălat pe mâini și am rămas așa. Dragii mei, știți că doar primele două echipe ajuns aici primii. La mine. Deschide caietocul, sigur suntem primii. Sigur suntem primii. Aveți fețele galbene. Așa că meritați să fiți pe locul 3. Abia așteptăm să deschidă Gina caietul ăla odată și abia aștept să văd pagina aia goală. Hai să vedem, ia! Sunteți. Noi? Ce ziceți? Suntem doi pepe în galbeni. Hai mă, deschide Gina, că suntem a treia! Mă duc și eu, ne căutăm cazare! Doi, dragii mei. Participați la jocul pentru amuletă. Suntem primii! Amuletiștii! Am scris mare amuletiștii. Da, micuț acolo. Cineva are vreun dubiu. Amuletiștii. Căutăm cazare.ro. Mă mir că nu a ieșit din spital Curbi și n-au depășit și ei. Măcar ne-a așteptat și pe noi, Gina, mă. Să rămână. Mai trebuie să vă spun niște lucruri. Zine că avem cazare, te rog. Să vă spun, dar nu trebuie să vă căutați cazare. Nu trebuie? Yes! Nu e nevoie să ne căutăm cazare astăzi. Dar? Pentru acest joc, trebuie să vă antrenați. Nu contează, ne antrenăm. Bravo. Indiferent de elefantul vostru, voi în această seară aveți cazarea asigurată! Indiferent de elefant! Fericirea s-a pogorât asupra noastră. Urâm să umblăm după cazare. Înainte să mergeți la somn, a trebuit să vă antrenați puțin pentru jocul de mâine. Mulțumim frumos! Faptul că noi primim cazare și păstrăm elefantul auriu, să-l folosim până ne vom vedea data viitoare cu Gina. Asta înseamnă că... Mare lucru. Curăță-te pe față, boule, că nu ne anime la cazare, boss. Oricum nu te ia nimeni. Păi mama mea când m-a făcut ghinion. În ce direcție ar fi bine să mergem? Crezi? Știi ceva de orașul ăsta? Hai înapoi, Fede-mă. De când îmi doream să fiu galben pe față cu fratele meu cerebel care arată ca un ou, să mergem prin stat, să... Căutăm cazare. Băieți, am uitat să vă spun ceva. Zic, mamă, eu fi mine, ne da, dă cazare. Da, și eu am zis că ne dă cazare, jur. Ce? Asia Express continuă. Ah, ghinion. Mai sunt câțiva pași până Mumbai. Păi da, noi luăm înainte, știți? Ne-a sunteți semifinaliști. Cum ar fi să fiți finaliști? Foarte bine, păi noi luăm spre Mumbai direct. Păi ei, păi mama lor, pe cai. Păi n-avem cai, atunci pe mâine.